Pământul se schimbă și nu mai poate fi făcut nimic, urmând o schimbare iminentă a dimensiunii. Pe planetele acestei galaxii, schimbarea de dimensiune începe de obicei prin slăbirea câmpului magnetic și deplasarea dezordonată a locațiilor geomagnetice. Civilizația planetei începe să se fractureze și atunci se intră în ultima fază. În cursul acestei faze, civilizația începe să se dizolve și devine extrem de periculos, chiar și simplu fapt de a rămâne în viață. Toate sistemele care mențin o civilizație la un loc se dezintegrează și domnește haosul. Este perioada, dragi prieteni, pentru care s-au pregătit majoritatea sistemelor religioase. Și este de fapt perioada în timpul căreia noi suntem încă pe Pământ, în a treia dimensiune, și facem de fapt tranziția spre a patra dimensiune. Despre aceste schimbări iminente și despre ascensiunea și tranziția de la 3D la 5D vom vorbi în episodul de astăzi. Dacă vreți să fiți la curent cu cele mai tulburătoare informații, cu documentare și teorii incredibile, apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât veți fi primii care află informațiile pe care le pregătim pentru voi și pe care nu le veți găsi în mafia media din România. Așadar, se pare că civilizația planetei începe să se fractureze și se intră în ultima fază. Și spuneam că pentru această fază s-au pregătit toate sistemele religioase și este perioada în care se face o tranziție între dimensiuni. Există o perioadă de 5 sau 6 ore înainte de schimbarea de dimensiune. Aceasta este o perioadă foarte ciudată, când a patra dimensiune începe să depășească a treia dimensiune. Uneori, dragi prieteni, ajută să știm că aceasta urmează să se întâmple, iar când începe schimbarea, nimeni nu se va îndoi. Există manifestări foarte precise, culori și forme, cu care conștiința majorității oamenilor nu este obișnuită. Începând din acel moment, vom părăsi a treia dimensiune a planetei. De obicei, axa planetei se va deplasa, dar noi nu vom fi conștienți de această schimbare, deoarece vom fi literalmente într-o altă dimensiune, într-un alt spațiu-timp. Bineînțeles că întotdeauna există o serie de posibilități ca lucrurile să se petreacă altfel. După ce vom intra în a patra dimensiune, viața se va schimba complet. Ascensiunea, învierea sau moartea finală va avea loc înaintea acestei faze. Va începe nașterea într-o lume nouă. Și vreau să vă prezint astăzi un scenariu care vă oferă detalii despre maniera în care se desfășoară de obicei schimbarea de dimensiune în univers. Însă planeta Pământ este un caz excepțional. Să vorbim un pic despre primele semne prevestitoare. Unul dintre primele semne al schimbării de dimensiune este slăbirea acută a câmpului geomagnetic, despre care cercetătorii, dragi prieteni, știu că a început să se manifeste în ultimii 2000 de ani, de la apariția lui Isus. În ultimii 500 de ani, diminuarea acestui câmp a continuat foarte rapid, iar pe măsură ce noi ne apropiem de schimbarea de dimensiune, acest câmp magnetic se destabilizează din ce în ce mai mult. De altfel, acest fenomen este deja perceptibil. Aeroporturile din întreaga lume au fost nevoite să-și corecteze busola, în așa fel încât avioanele să poată continua să-și utilizeze cu precizie instrumentele de bord. Oameni buni, în ultimii 30 de ani au avut loc schimbări foarte neobișnuite în câmpul magnetic al planetei. Păsările nu mai migrează în aceleași locuri. Ele folosesc liniile magnetice naturale pentru a naviga, dar acestea s-au schimbat enorm. Vedem din ce în ce mai des balenele și delfinii cum eșuează la maluri în timpul migrației. Multe linii geomagnetice care se desfășurau de-a lungul coastelor oceanice s-au deplasat în interiorul uscatului. Astfel, cetaceele le urmează cursul și eșuează pe plaje. Acest fenomen a devenit atât de obișnuit încât pentru mulți dintre noi nu mai este nimic spectaculos să vezi zeci de balene eșuate pe nisip. Însă este foarte interesant că acest câmp magnetic probabil va sfârși prin a se prăbuși complet și va ajunge la punctul zero. Acest fenomen s-a mai întâmplat de multe ori în istoria planetei noastre, iar dacă se va întâmpla asta, atunci sunt posibile mai multe scenarii. Câmpul magnetic ar putea să inverseze polaritatea sau să se întoarcă la aceeași configurație după ce atinge punctul zero, însă cu axe complet diferite. De asemenea, vor exista și alte transformări de energie, însă ele sunt mult mai subtile, cum ar fi, de exemplu, frecvența Schumann, care este frecvența de bază a rezonanței planetare. Aceasta va fi prima care se va schimba, dar cea mai importantă este schimbarea geomagnetismului. Dacă vreți să cunoașteți și să aprofundați mai multe despre acest subiect, vă invit să căutați rapoartele scoase de savanții germani și ruși, care conțin informații diametral opuse față de cele prezentate de membrii guvernului american, care s-au străduit foarte mult să nege în fața lumii întregi care avea loc o astfel de schimbare. Și vă invit să studiați și lucrările lui Greg Barden, care vă vor pune pe gânduri. Aceste schimbări în câmpul magnetic terestru sunt extrem de importante,
că cele exercită o mare influență asupra emoțiilor și facultăților mentale ale ființelor umane. Dacă câmpul magnetic al Pământului ar putea ajunge la punctul zero și va rămâne acolo aproximativ 2 săptămâni, toți locuitorii planetei ar putea fi afectați mental. Conform celor declarate de specialiștii ruși, primii cosmonauți care au zburat în spațiu erau complet izolați de frecvențele naturale pe care le emitea constant Pământul. Dacă ei ar fi rămas în spațiu timp de 2 săptămâni, ar fi înnebunit. Este exact ceea ce s-a întâmplat când s-a scufundat Atlantida, iar populația și-a pierdut memoria și a înnebunit. Se pare că magnetismul Pământului ne permite să ne păstrăm memoria intactă, exact ca într-o casetă. Și toate acestea au de-a face cu corpul emoțional, cu propriile noastre emoții. Puțin știu că rușii au inventat un mic emițător care se poartă la centura cosmonauților actuali, iar acest emițător le menține un câmp magnetic normal în jurul corpului atunci când sunt în spațiu. Pentru mulți dintre voi s-ar putea să pară straniu sau ciudat cum câmpul magnetic al planetei vă afectează emoțiile. Dar gândiți-vă ce se petrece atunci când este lună plină. Formarea câmpului magnetic este minimă, oameni buni, și totuși efectele sale sunt evidente. Au fost făcute nenumărate studii de psihologi și specialiști pe această problemă, iar ele nu s-au oprit aici, s-au verificat chiar și rapoartele poliției cu o zi înainte, în timpul și după lună plină. Și în aceste perioade există mai multe lupte și probleme decât în oricare alte momente ale fazelor lunii. Iar atunci când câmpul geomagnetic ajunge la zero, apare o situație foarte periculoasă. Până și fluctuațiile busorilor se bazează pe emoțiile umane. Atunci puteți cu ușurință să vă imaginați efectele deteriorării unui câmp magnetic care ajunge la zero în mai puțin de 2 săptămâni. Asta ar implica o catastrofă pe planeta Pământ și ar putea avea ca efect prăbușirea sistemelor sociale, prăbușirea burselor. Guvernele nu vor mai putea funcționa corect și se va instala legea marțială în toate țările. Însă nici aceasta nu va funcționa, pentru că armata va avea aceeași problemă ca și populația civilă. Se va instaura foarte repede lipsa hranei, deoarece comercianții nu o vor mai livra și nu va mai exista nimeni căruia să te adresezi și să ceri ajutor. Chiar dacă din punct de vedere uman această fază este foarte stranie, se pare că indigenii din triburile Taos Pueblo își sfătuiau populația ca în acele momente să rămână în adăposturile lor tradiționale, să tragă perdenele, să evite să privească afară și să se roage. Probabil mulți se întreabă ce putem face aici pe Pământ pentru a ne pregăti pentru această experiență din dimensiuni superioare. Pentru că noi suntem ceea ce creem, devine important și necesar ca vibrațiile pe care le emitem să fie în armonie cu viața de pretutindeni. Trebuie să ajungem să înțelegem că totul este ceea ce gândim, tot ceea ce simțim și tot ceea ce modelăm în lumea în care trebuie să trăim. În consecință, viața de aici, de pe Pământ, poate fi considerată o școală, un loc unde fiecare moment din viața noastră ne oferă lecții care pot fi utilizate direct în dimensiunea următoare. Nu este de mirare, dragi prieteni, că vechii egipteni și majoritatea civilizațiilor străvechi tratează moartea cu respect. Moartea, care nu are importanță cum survine, este singura poartă deschisă în întunericul marelui vid, care spun ei că ne duc spre o lumină strălucitoare a lumilor superioare. Adevărul, până la urmă, este că sursa întregii vieți se află în ochii fiecarei persoane create. Chiar și aici pe Pământ, o mare inteligență, o mare iubire și o mare înțelepciune sunt prezente în fiecare moment în interiorul fiecarei persoane. Din momentul în care începe să sesizați acest adevăr, devine clar că gândurile, sentimentele și acțiunile voastre sunt cheia. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest material, dați-i un like, dați-i un share, distribuindu-l mai departe pentru a ajuta și a ajunge la cât mai mulți oameni. Vizionați și alte materiale de pe canalul Adevăruri Secrete și, desigur, nu uitați să apăsați, foarte important, butonul roșu de subscribe și clopoțelul. Să aveți un weekend extraordinar!